Haideți să lăudăm pe Domnul împreună și să ne punem toată încrederea și nădejdea în El, indiferent ce s-ar întâmpla și indiferent în ce situație am fi. Să ne încredem în El și chiar atunci când nu mai putem, noi simțim că am ajuns la capătul puterilor, să avem toată încrederea că El poate, Dumnezeu poate. Și El ne poate ține pe brațele Lui și ne poate ajuta să trecem peste orice situație cu bine. Când nu mai poți tu, poate El, poate El, poate El. Când nu mai poți tu, poate El, poate El, Dumnezeu. Atunci când nu mai poți tu, poate El, poate El, poate El. Atunci când nu mai poți tu, poate El, poate El, Dumnezeu. Când nu mai poți tu, poate El, poate El, poate El. Atunci când nu mai poți tu, poate El, poate El, Dumnezeu. Tu trebuie să crezi, să crezi în Dumnezeu. Tu trebuie să-L vezi în ajutorul tău. Dacă-L vei chema, nu te va refuza, căci dacă nu mai poți tu, poate El. Aleluia! Când nu mai poți tu, poate El, poate El, poate El. Atunci când nu mai poți tu, poate El, poate El, Dumnezeu. Atunci când nu mai poți tu, poate El, poate El, poate El. Atunci când nu mai poți tu, poate El, poate El, Dumnezeu. Când crezi că nu mai poți și ești descurajat, putere nu mai ai și ești îngrijorat, ridică-ți ochii în sus și cheamă-L pe Iisus, căci dacă nu mai poți tu, poate El. Atunci când nu mai poți tu, poate El, poate El, poate El. Atunci când nu mai poți tu, poate El, poate El, Dumnezeu. Când nu mai poți tu, poate El, poate El, poate El. Atunci când nu mai poți tu, poate El, poate El, Dumnezeu. Tu nu descuraja, tu nu descuraja, tu nu descuraja, Domnul-i de partea ta. Tu nu descuraja pe calea aceasta, căci dacă nu mai poți tu, poate El. Atunci când nu mai poți tu, poate El, poate El, poate El. Atunci când nu mai poți tu, poate El, poate El, Dumnezeu. Da, atunci când tu crezi că nu mai poți, poate El, Dumnezeu cel viu, Cel care ți-a dat viață, Cel care te menține în sănătate. Aleluia, slăvit și binecuvântat să-i fie numele. Haideți să-L lăudăm pe El cu toată inima, toată viața noastră.